cunoașteți proiectele ordinei de zi din convocator? Bănuiesc că da. Există două suplimentări față de ordinea de zi transmisă inițial, proiectele 19 și 20, promulgesc. 18 ar trebui să fie de vers. Da, 19 și 20. Propun să, dacă sunt discuții pentru ordinea de zi, dacă nu, propun să trecem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumim. Votăm procese verbale ale ședințelor anterioare. Începem așa, 23 iunie 2021, ședință ordinară. Discuții dacă sunt. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Ședința din 1 iulie 2021, ședință extraordinară. Discuții. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Trecut în unanimitate. Și procesul verbal din 7 iulie 2021, ședință extraordinară. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Nu este nimeni. Atunci intrăm în ordinea de zi. Cu proiectul numărul 1, proiect de hotărâre privind alegerea președinților de ședință pentru 2021. Vă rog, domnule secretar. Ca urmare a reglementelor prezentate de prezentul proiect de hotărâre, se propune alegerea președinților de ședință pe lunile august și până de februarie 2021, care va conduce prin lună calendaristică lucrurile președinților autorității de lucrări atine. Președintele de ședință va conduce ședințele Consiliului Local al Organizației și va semna hotărârea realizată de acesta până la începerea mandatului președintele ședință pentru luna următoare a anului 2021. Toate legele anotate urmează să deliberați. Raportul de specialitate a fost prezentat, avizul Comisiei numărul 4. Comisia 4, vă rog. Ok. Discuții, dacă sunt, vă numesc că nu. Sau cum să trecem la vot, avem de treabă. Acordul a fost dat, nu mai e necesar de lista fiecare și a transmis acordul pe grup. Haideți, la vot. Am închis-o.
Rezultatul votului, voturi valabile exprimate 17, dintre care pentru 70, 0 împotrivă, 0 abține, 0 voturi nu. Proiectul numărul 2, proiect de hotărâre privind transmiterea drepturilor de concesiune asupra unui teren, proprietatea municipiului Iași. Prin hotărâre de Consiliul Local al Primăvara a fost atribuită să facă concesiune la fața de teren menționat în anexă la proiectul de hotărâre. Ținând seama de solicitarea registrată de la Primăvara municipiului Iași, se propune transmiterea drepturilor de concesiune conform datelor identificate menționate în documentele atașate proiectului de hotărâre. Având în vedere cele menționate, se pune în analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre cum a prezentat. Raportul de specialitate a fost prezentat. Avizul Comisiei 1. Aviz favorabil. Comisia 4. Aviz favorabil. Discuții dacă sunt. Trecem la vot. Cine este pentru? Abțineri. Împotrivă. Proiectul a trecut. Proiectul numărul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului de închiriere asupra unui spațiu comercial proprietatea municipiului Iași. Consiliul Local hotărăște în condițiile legii, dar în administrare concesionare sau închiriere a bunurilor ce aparțin de drepturi public sau domeniul privat al municipiului Iași. Hotărârea de consiliu anterior a fost atribuit să vorba închirierii în spațiu comercial situat în complexul comercial piața la pentru desfășurarea de activități comerciale beneficiar investitorilor preșinului dreptului local. Deoarece domnul Nicuțescu Aurel dorește cesionarea contractului de închiriere, având în vedere acordul administrației fizilor, cu privire la acesta, să puneți pe analiză și aprobare Consiliului Local pe cum și hotărârea forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Avizele comisiei 1. Aviz favorabil. 4. Favorabil. Discuții dacă sunt. Trecem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Unanimitate? Proiectul 4. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Iași a unor imobile constituite din terenuri cu și fără construcții situate în intravilanul municipiului Onești. Imobilele ce fac obiectul propunerii de prelevare în proprietatea privată a municipiului Iași sunt situate în intravilanul localității date din planul de amplasare și delimitare. Aceste imobile au fost detaliate, delimitate și măsurate ca urmare a unor cereri depuse de persoane fizice sau juridice, având ca scop participarea la licitații publice în vederea concesionării sau închirierii terenurilor și sau bunurilor realizate pe acestea. Față de cele menționate, urmează să fie liberați. La votul de specialitate a fost prezentat Comisia 1. Favorabil. 4. Favorabil. Discuții. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă, proiectul a trecut cu unanimitate, proiectul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea și însușirea raportului de reevaluare active terenuri aflate în domeniul public și privat al UAT Onești, domeniul public și privat și a raportului de reevaluare active construcții aflate în domeniul public și privat al UAT Onești, domeniul public și privat, în vederea actualizării evidenței contabile și tehnică operative a acestora. Prin hotărâre de Consiliul Local anterior, au fost atestate la domeniul public sau privat al municipiului imobile, terenuri și construcții. Acestea au fost înregistrate în evidența contabilă cu valoare 0 lei, retrasate de o valoare justă a acestora sau întocmit rapoarte de evaluare de către un expert evaluator autorizat în Anglia Nevada. Supune spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre conform prezentat. Raportul de specialitate a fost prezentat Comisia 1. Avizul, vă rog. Favorabil. Discuții dacă sunt. Cine este pentru?
abțineri, împotrivă, ducem mai departe, proiectul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unor bunuri imobile teren aparținând domeniului privat al municipiului Iași. Terenurile aparținând domeniului public sau privat de interes local al municipiului Iași pot fi concesionate conformitate cu legislația privării, condițiile respectării prevederilor documentațiilor de urbanism și de amenajarea teritoriului. Concesionarea terenurilor prezintă un dublu interes, atât pentru municipalitate, de valorificarea superioară a suprafaților de teren din proprietate publică sau privată, cât și pentru cetățenii orașului. Ca urmare a celor expuse mai sus și conform prevederilor codului administrativ, propuneți pe analiză și aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Avizele comisiilor 1. Favorabil. 2. Favorabil. Și 4. Favorabil. Discuții dacă sunt. Trecem la vot. Cine este pentru? Abțineri. Împotrivă. Proiectul a trecut. Proiectul 7. Proiectul hotărâre privind aprobarea declarării unui bun de uz și interes public local ce aparține domeniului public al municipiului Onești în vederea înscrierii dreptului de proprietate în cartea princiară. 6, da? Da. Imobilul ce se supune a fi declarat de uz și interes public local aparține domeniului public al municipiului Onești. Acest imobil a fost inventariat, limitat și măsurat având ca scop completarea alimentatorului stradar și facilitarea unor proiecte de interes public local. Având în vedere cele expuse, spunem spre dezbatere consiliului local proiectul în forma menționată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Avizele comisiilor 1. Favorabil. 4. Favorabil. Discuții dacă sunt. Trecem la vot. Cine este pentru? Abțineri. Împotrivă. Aici, pentru, da? Ok. Unanimitate. Proiectul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului cu propunere de dezmembrare, având număr cadastral 63.408, Spitalul Municipal Sfântului Ierarh Dr. Luca și a efectuării serviciilor notariale specifice operațiunilor de deslipire. Imobilul ce face obiectul prezentului proiect de hotărâre pentru aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare și a efectuării serviciilor notariale specifice pe rațiunea de scriptire și destinația de curs construcție și este suprafață de 38.574 metri pătrați. Scopul reprezentării și asigurării unei evidențe exacte și complete a situației juridice imobilului, ce va deriva din deslipirea terenului, este necesar să se aprobă serviciile notariale specifice. Prin înscrierea sistemului de cadastru și carte funcțională a imobililor rezultate în urma serviciilor de deslipire, acestora le se va atribui un număr cadastral unic pentru care se va deschide cărți funcționale noi, unde vor fi evidențiate informațiile tehnice, juridice și economice proprii. Având în vedere cele menționate, propunem ca aprobare proiectul în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat, avizele comisiilor numărul 1. Favorabil. 2. Favorabil. Și 4. Favorabil. Discuții dacă sunt. Trecem la vot. Cine este pentru? Abțineri. Împotrivă. Proiectul a trecut. Proiectul 9. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din cadrul HCL 160 din 23 iunie 2021 pentru modificarea unor hotărâri ale Consiliului Local ce privește desfășurarea activității de ridicare, transport, depozitare și eliberarea vehiculelor staționate neregulamentar, precum și a celor abandonate sau fără stăpân. Prin hotărârea Consiliului Local 160/2021 s-a aprobat modificarea unor hotărâri ale Consiliului Local ce privesc desfășurarea activității de ridicare, transport, testare și eliberarea vehiculelor staționate neregulamentar, precum și a celor abandonate sau fără stăpân. Astfel, la punctul 23 din anexă, din anexa la hotărârea menționată, a fost tehnoredactat în eroare la devenirea taxei tarife ridicare și transportare la depozit, suma de 30 lei și nu 300 de lei, cum era corect și cum a fost aprobată prin hotărârea Consiliului Local numărul 244/2020. Având în vedere cele menționate, se propune îndreptarea erorii materiale, motiv pentru care vreau să aprobați proiectul în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Comisia 4, avizul, vă rog. Aviz favorabil. Discuții? Trecem la vot. Cine este pentru? Abține. Împotrivă. Proiectul a trecut. Proiectul 10. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea
hotărârii Consiliului Local Onești numărul 133 din 2012 pentru aprobarea regulamentului privind stabilirea unor măsuri de bună gospodărie a municipiului Onești. Completările aduse regulamentului privind stabilirea unor măsuri de bună gospodărie a municipiului Onești vizează sancționarea transportului și depăstării deșeurilor cu și sau fără mijloace de transport în alte locuri decât cele stabilite și depăstarea deșeurilor rezultate din construcții neîmbălate de stat sau cutii. Adoptarea complementărilor și modificărilor regulamentului și introducerea unor astfel de prevederi legale are drept consecință cu împărțirea imaginii municipiului Onești și prevenirea încălzirii de gospodării comunală, conservarea și protecția mediului, înconjurătura spațiilor verzi, parcurilor și locurilor de joacă pentru copii, precum și posibilitatea sancționării abaterilor de la regulile stabilite. Înțelegerile menționate sunt pentru că aprobarea Consiliului Local proiectului. Raportul de specialitate a fost prezentat la viziunea comisiilor 1. Favorabil. 2. Favorabil. 4. Favorabil. Favorabil. Toate discuții, dacă sunt. Domnul Zanzi, domnul Cincoieșu. Mă rog, da. Da, m-a dorit doar să completez acest proiect care se bine venit. De faptul că a trebuit să-și promovat mai bine acea platformă pe care se depozitează gunoaiele gunoaie din rezultate din construcții, chiar și la nivelul scărilor de blocă. Nu știu dacă toată lumea are acces la internet și dacă vede acea informație că s-a înființat pe cea mai. Este bine venită și se rezolvă problema de soluție. Cu siguranță. Am așteptat să treacă și această hotărâre pentru a putea fi implementat cât mai bine acest proiect. De fapt, o să iau și cuvântul la prima. Și să povestesc puțin despre necesitatea acestui proiect. Eu am început și cu rog. De aceeași motivație ca de Zarzu, aveam rugămintea să, dacă se poate, să începe literatura cu ceva avertismente. Dacă ar fi cazul chiar din prima la Anglis, aruncarea acestor deșeuri, fie ele din construcții, fie voluminoase, nici până acum nu era permisă. Așa că atât timp cât noi am oferit o alternativă și am promovat într-o oarecare măsură, nu cred că cineva nu știe că nu are voie să arunce gunoiul pe malul apei sau oriunde în altă parte, într-un loc nepermis. Mai mult acum că am pus la dispoziție și presupune un efort din partea primăriei, se plătește pentru el pentru... Și gratis? Este gratis, da, de lucru. Da, și presupune un efort. Bine, care se regăsește cumva tot în taxa de salubritate, dar noi am oferit o alternativă înainte să punem aceste sancțiuni. Am fost cât s-a putut de blând în a aplica sancțiuni până am găsit această formulă, această alternativă. Ca și exemplu, se pare că au îmbrățișat-o și cei de la Prefectură și Consiliul Județean și vor să o implementeze la nivelul întregului județ. Când am avut distribuție cu directorul Radis, era puțin în ceață și mi-a trebuit vreo două luni să găsim varianta asta, pentru că a spus că nu mi-a solicitat nimeni. Iar după ce am reușit să o implementăm cumva la Onești, vor să o aplice la nivelul întregului județ. N-am niciun fel de emoții și nici remușcări dacă se va ajunge la confiscarea unui vehicul. Greu va fi până vom confisca prima mașină și după aia, cu siguranță, nu vor mai exista astfel de situații. Încă o dată spun, nu voi avea remușcări dacă vor exista oameni certați cu bunul simț și nu vor duce acolo unde trebuie deșeurile. Mulțumesc! O să intervin și eu puțin, zărind din autovehiculi și dacă sunt atenaje trase, ce facem cu cai? Îi dăm calul. Dacă vă uitați, intrați pe pagina de Facebook a primarului din Brăila, îi desleagă caii frumos și îi dă caii și acai și încarcă atelajul. Încarcă căruța în platformă. Mai multe sunt așa. Da, v-am zis, m-am inspirat puțin din ce s-a întâmplat, cum funcționează la nivelul orașului Brăila. Și încă ceva, nu știu, domnul secretar, cred că a fost prins, n-am aruncat ultima variantă la proiect, cu cei care depun deșeuri în alte țarcuri decât cele la care sunt alondați. Adică am avut situații în care vin de la case, vin de prin îngrejorim, din cartierul care chiar nu aparțin orașului.
gen Andrășești sau alte zone și depozitează la carcole de la periferia orașului, la fel se vor aplica sancțiuni și acelor oameni care nu depozitează la locul la care sunt arondați. Nu văd normal să vii cu mașina plină și să descarci cum a fost, probabil ați văzut imaginele zilele trecute, vine și umple tonderonul cu duba, cu camionul, descarcă, face o mobilă lungă. Nu vom ajunge niciodată la un grad de civilizație dacă nu vom aplica sancțiuni. Eu sunt pentru măsuri coercitive, chiar dacă îmi voi atrage antipatie, n-am niciun fel de probleme, nu vreau să fiu primar cu orice echip, dar atât timp cât voi fi și voi conduce această urbe, voi face totul pentru a ajunge, a o aduce onește la un grad de civilizație avansat. Mulțumesc! O chestiune, dacă îmi permiteți și mie, sunt de acord cu punctul de vedere al dumneavoastră și eu sunt pe ideea că fără coerciție nu se poate face disciplină, n-avem cum. Însă trebuie să ne gândim că atunci când spunem că sancționăm oamenii care aduc gunoiul din alte zone ale Oneștiului. Și eu dau exemplul cartierului 6 martie. Am avut săptămâna trecută 3 săptămâni în care nu a venit gunoiul pentru plastice. Săptămâna asta va veni reprezentantul ADIS pentru a merge pe fiecare punct și apunta fiecare situație. Adică, dacă încercăm să colectăm selectiv, trebuie să ne gândim că fiecare dintre noi face eforturi considerabile. Să lași 3 săptămâni fără situația să vii să iei... vă rog să-mi aduceți la cunoștință și voi chema și vom reglementa, inclusiv eu am chemat, am invitat reprezentanții ADIS și vor veni săptămâna asta pentru a merge punctual pe fiecare, să vorbim cu fiecare președinte de asociație, să vedem acolo unde nu se ridică la timp, unde se umple prea repede tonderoanele, să îndesească gradul, ritmul de ridicare a acelor tonderoane din diferite zone. Sunt zone unde nu au aproximat bine, sunt foarte multe blocuri înalte și țarcurile sunt foarte mici. Acolo sunt vină și în fiecare zi, dacă este nevoie, chiar am fac apel la președinții de asociație, acolo unde sunt situații de acest fel, să-mi aducă la cunoștință și vă promit că voi face tot posibilul să se reglementeze. Să rețineți că aceeași problemă și în Slobozia și în toate cartierele marginale ale orașului ar fi indicat... Mâine dimineață, vă rog, haideți să schițăm exact fiecare problemă de felul ăsta, pentru că în această săptămână trebuie să vină directorul ADIS la Onești să discutăm cum va fiecare sincopă la nivelul Oneștiului. Și o vom planifica și mă apăs pe treaba asta să nu fie mai fie probleme de felul ăsta. Clar asta. Dacă îmi permiteți. Gunoiul selectiv se ridica odată la 2 săptămâni și era foarte bine. Acum au făcut o pauză la 3 săptămâni vin. Pentru că se luptăm, s-a adună mult mai mult decât gunoiul menager care vine săptămânal. O dată la 2 săptămâni este foarte bine. Haide să punctăm profetie, să știm ce probleme ridică. Dacă nu mai sunt alte discuții, propun să trecem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Proiectul 11, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Onești pentru anul 2021. Datorită faptului că bugetul inițial simile aprobat în urmă care au necesarul cheltuielilor pentru întreg exercițiul bugetar și în urma analizei execuției bugetare la partea de venituri se constată depășirea anumite capitole bugetare la partea de venituri proprii în suma de 3.000 de lei pentru noi. Propunem suplimentarea bugetului de cheltuieli cu sumele rezultate din aceste depășiri de venituri, precum și susținerea și alocare unor sume în vederea organizării unor evenimente cu prăra fizice la nivelul municipiului Onești. Astfel, cele menționate, vă rog să aprobați proiectul în forma prezentată. A fost o specialitate, a fost prezentată, avizul Comisiei 1. Favorabil. Nu scrie la discuții, dar prosunt. Nu trecem la vot. Cine este pentru? Am o gândire. Aici am buget la titlul 13, la bilele financiare, de la 67.02.06, există o sumă de 550.000 pentru servicii religioase. Nu am găsit-o mai jos pe niciun loc de fundamentare. Ce le trebuie? Cine mă bate la mine? Domnul director.
Valoarea a fost stabilită comparativ cu bugetele anilor anteriori și în baza unor cereri depuse pentru lucrările în continuare de către unitățile de cult. Există cereri din partea tuturor unităților de cult pentru diferite lucrări. Urmează a fi repartizate sumele respective și vom mai veni odată într-o ședință de Consiliu cu repartizarea sumelor. Oricum se va ține cont de toate unitățile de cult, fără niciun fel de discriminare, proporțional cu vacul numărul ienoriașilor. În regulă, mulțumesc. Cine este pentru? Abținere. Împotrivă. Proiectul a trecut. Proiectul 12, proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de cooperare a municipiului Ionești cu Asociația Cinecultura în vederea realizării în comun a proiectului cultural Caravana Filmului Românesc, Cartea și Filmul, capodopere ale cinematografiei naționale, ediția a noua 2021. Scopul proiectului este acela de a le da publicului și prezentare filmele din patrimoniul național de film, dar și filme de incontestabilă de valoare realizate în ultimii ani, oferind spectatorilor posibilitatea de a avea acces liber la seriile de film românesc. Caravana Filmului Românesc va folosi un echipament audio-vizual performant destinat proiecțiilor în aer liber. Instalația este completată de un ecran de proiecție gonflabilă, la care dimensiunile vor transforma vizionarea unei proiecții de film într-o experiență cu adevărat spectaculoasă, precum și un echipament de sănătate de ultima generație. Având în vedere cele prezentate, vă rog să aprobați proiectul de hotărâre pe urmă prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Avizele comisiilor 1, favorabil, 3, favorabil și 4, favorabil. Înscrie la discuții dacă sunt. Nu trecem mai departe la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Proiectul 13, proiect de hotărâre privind aprobarea accesului în curtea și pe terenurile de sport aflate în proprietatea municipiului Ionești și realizarea unităților de învățământ pe Universitatea de Stat a cetățenilor municipiului Ionești. În prezentul proiect de hotărâre se propune ca cetățenii municipiului Ionești, atât copiii cât și adulții, să beneficieze de accesul liber și gratuit în curte și pe terenurile de sport aflate în proprietatea municipiului Ionești și administrarea unităților de învățământ pe Universitatea de Stat în localitate cu respectarea anumitor condiții, cum ar fi programul de acces în curțile și pe terenul de sport în aer liber, în zilele din timpul anului școlar, care au loc cursurile școlare, precum și în timpul vacanților, se va stabili de către fiecare unitate de învățământ de stat din municipiul Ionești. Pe terenul de sport au acces liber și în spațiile de recreere din cinta unităților de învățământ, unde se poate desfășura numai activități cu caracter sportiv. În activități cu caracter sportiv se înțelege activitatea fizică desfășurată individual sau în grup, pe echipe menite să întărească poziția fizică a participanților sau practicarea în scop recreativ. Ca urmare a celor prezentate, vă propunem spre analiză și aprobare proiectul de prezentat. Raportul de specialitate a fost prezentat, avizele comisiilor 1, favorabil 3, favorabil și 4, favorabil. Înscrieți la discuții dacă sunt. Haideți să facem listă, vă rog, domnul Zarzu. Mai este cineva? S-a încheiat listă. Vă rog, domnul Zarzu. Da, îmi pornică să salut acest proiect. Eu am mai fost discutat această idee și în anul de lor, dar nu s-a găsit o soluție în a fi implementat. Acest proiect, de fapt, deschide o nouă perspectivă pentru sportul oveștean, pentru sportul de masă, pentru că aici se găsesc rădăcinile sportului de performanță. Iar în acest proiect se facilitează ca, în special, tinerii să facă sport. N-aș utiliza timpul activ prin sport și nu prin alte activități care nu ne ajută și nu pot decât să apreciez. Sportul de performanță la Unești a fost și sper să mai fie o tradiție. Acest proiect este și un preambul al zilelor Oveștiului, care se va desfășura în weekend, tot pentru sport de masă. Și nu pot să vă duc să apreciez în părerea pe care. Mulțumesc. Da, cuvinte, în momentul în care am propus acest proiect, m-am inspirat de la alte primării, la două primării de sector din București.
singura problemă care va fi la nivelul Oneștiului, să găsim soluție acolo unde nu sunt pasnici în afara orilor de program. Dar cred eu că împreună cu conducătorii unităților de învățământ vom putea deschide cât mai multe curți ale școlilor pentru beneficiul tinerilor și nu numai. Mulțumesc! Vă dau un exemplu, ce scuze, am văzut fizic acum câțiva ani la Șov, în liceu, are nivelul gradului jumătate de metru. Jumătate de metru are, astfel încât terenul trebuie să închide tot în pământ. Da, am spus, trebuie să existe și pază pentru a înscrie cumva pe cei care... Dar eu cred că vom găsi soluții să deschidem cât mai multe dintre terenurile de sport din curte. A existat o discuție cu conducătorii unităților de învățământ, sunt deschiși la acest proiect, dar Dumnezeu și concretizăm. Mulțumesc! Propun să trecem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Proiectul a trecut cu unanimitate de voturi. Proiectul numărul 14, proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind procedura constituirii dreptului de superficie asupra terenurilor aflate în domeniul privat al municipiului Onești în favoarea proprietarilor de construcții amplasate pe aceste terenuri sau ca urmare a extinderii pe terenuri alăturate. Prin prezentul proiect de hotărâre se propune aprobarea unui regulament ce stabilește regulile minimale și procedura de constituire a dreptului de superficie pe din onoros asupra terenurilor din domeniul privat al municipiului Onești pe care sunt edificate în mod legal construcții sau ca urmare a unor extinderi pe terenuri alăturate. Dreptul de superficie se exercită din limite și în condițiile stabilite de prezentul regulament, precum și prin contract. În lipsa unei stipulații contrare, exercitarea dreptului de superficie este delimitată la suprafața de teren pe care urmează să se construiască sau cea necesară exploatării construcției sau după casă pe suprafața de teren aferentă și cea necesară exploatării construcției ridicate. Ca urmare celor prezentate, propunem spre analiză și aprobare proiectul în forma prezentată cu misiunea că există un amendament. Raportul de specialitate a fost prezentat, avizele comisiilor 1, favorabil. 2 favorabil. Și 4 favorabil. Propun să luăm în discuție prima dată amendamentul formulat de către domnul arhitect-șef. Este destul de lung, anticipez că toată lumea l-a parcurs deja pentru ședința de astăzi. Propun să discutăm pe tema lui. Dacă nu sunt discuții, înseamnă că lucrurile sunt clare, atunci votăm amendamentul. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Amendamentul a fost adoptat. Trecem la discuții pe tema proiectului. Doamna Pașcu, mai este cineva? Eu sunt. Mai puțin, vă rog, să închid lista. Mai este cineva care să fie la cuvânt? Doamna Pașcu și domnul primar. Vă rog, doamna Pașcu. Eu fac un amendament verbal, pentru că acum ne permit dispozițiile legale și cred că ar trebui să ne bucurăm de treaba asta și în cazul în care apar, spre exemplu, la ședințele pe comisii, în urma discuțiilor pe care le purtăm cu reprezentanții comisiilor de specialitate, serviciilor de specialitate, putem în ședință să venim și să... Poți să vă contrazic? Vă rog frumos! Da, dar nu astăzi, dar mă rog, să dau un lucru. De ce? Pentru că ceea ce am transmis și am pus pe grup este o modificare a ordinului de administrație care va trebui inserat în regulamentul nostru, regulamentul Consiliului Local. Până îl introducem în regulamentul Consiliului Local, domnul secretar, cred că ne putem folosi de dispozițiile lui, pentru că sunt benefice nu numai nouă, ci și comunității. Adică nu facem... Sigur că da. Deci, o să... Am rugămintea de a se modifica de la articolul 42. Avem litera A a articolului 42, care îmi doresc să aibă următoarea formă. La expirarea termenului stabilit prin contract în cazul în care acesta nu a fost prelungit. Și completăm aici. În cazul expirării termenului, proprietarul terenului nu dobândește dreptul de proprietate asupra construcției edificate de superficiar. E o chestiune pe care am discutat-o cu colegii care s-au ocupat de redactarea acestui contract și cred că n-ar trebui să lipsească. Și aș mai avea la litera D
tot o cauză de stingere a contractului a dreptului de superficie. Prin reziliere de către proprietarul terenului în cazul neîndeplinirii obligației de plată de către superficiar, în cuantumul și la termenul prevăzut prin contract, dar și cu plata contravalorii pentru aducerea terenului la starea inițială. Adică pe lângă taxa de superficie și celelalte cheltuieli, în cazul în care acesta nu își îndeplinește obligațiile, trebuie să ne plătească și contravaloarea cheltuielilor pentru aducerea terenului la starea inițială. Da, domnul arhitect, domnul Chiriac, ce părere aveți despre cele două? Din punct de vedere legal, sunt în regulă cele două propuneri de modificare și eu le-ar ajuta, dacă dumneavoastră ca inițiator le însușiți în această etapă. Se regulă, sunt modificare, dar această părere nu văd nimic. Asta cu eliberarea terenului este trecută standard în mai toate procedurile când se încetează niște raporturi. A fi o cheltuială care n-a fost stabilită în sarcina aplicată. Exact. Da. Și dacă doamna Mădreanu. Sunt de acord cu propunerea de la Muzie. Da, da, da. Am înțeles că există, există un acord de principiu, așa să-i zic, din partea aparatului de specialitate. Oricum, aș bucura să știți că în ședințele următoare astfel de amendamente să fie... Da, înțeleg, dar ar fi preferat să le putem să le putem studia și, și noi dinaintea prezentărilor. Era o urgență, de asta am introdus, s-au mai consultat colegii din aparatul de specialitate și l-am mai îmbunătățit pe ultima sută și era o urgență, sunt în aer terasele de... din Onești și vreau să fac, să aduc la cunoștința oneștenilor în ce constă acest proiect și cu ce îi ajută. Sunt foarte mii, este o necunoscută că sunt la nivelul municipiului Onești și cred că asta e în toată țara, nu doar la Onești, foarte multe construcții gen balcoane fără documente. Prin acest proiect vom putea face puțin o ordine la nivelul Oneștiului, adică toți care folosesc un teren să plătească pentru ce folosesc, plus că îi ajută și pe ei sau pot să aibă acte pe acele extindere, acele... Cel mai mult se va ne adresăm prin asta fie teraselor, fie balcoanelor construite în timp de zeci de ani, care la momentul vânzării nu dețin acte, se vând tacit, rămân... Pur și simplu era un vid de legislație la nivel local, care acum se rezolvă prin acest proiect. Mulțumesc! Dar o precizare, dacă aș putea, doamna președinte, vis-a-vis de amendamentul dumneavoastră, este la articolul 42 în forma actuală, dar având în vedere că a fost aprobat primul amendament, articolele vor fi renumerotate. Probabil da. Va fi 40, oricum, ca să știți, da, da. Din proiectul propus. Din proiectul amendat. Din proiectul inițial. Ok, trecem, votăm amendamentele propuse de doamna Pașu sau amendamentul cu cele două modificări, înțeleg bine, da? Două modificări. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Amendamentul a fost adoptat. Și acum, domnul Tuma deja a dat drumul la discuții pe, pe proiectul, pe ansamblu, dacă sunt și alte persoane care vor să discute pe tema asta, dacă nu, propun să trecem la vot. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă, proiectul a trecut. Proiectul 15, proiect de hotărâre privind completarea și modificarea HCL 61 din 24 martie 2021, privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a unui membru al Consiliului de Administrație la SECE, domeniul public și privat Onești S.A. și convocarea de îndată a la SECE, domeniul public și privat S.A. Onești. Având în vedere că luna august, o parte din perioada comisiei de selecție sunt cooptați în alte activități, pentru respectarea etapelor procedurii de selecție, așa cum au fost aprobate în componenta inițială a planului de selecție și realizate în termen legal în procedurile de selecție, este necesară numirea unor membri subleanței comisiei de selecție pentru recrutarea selecției în momentul în Consiliul de Administrație la 10 domeniul public și privat în niște stat. Față de cele prezentate, să punem spre aprobare consiliului local, hotărârea în formă proiectului, hotărârea în formă prezentată.
Acordul de specialitate a fost prezentat, avizele comisiilor numărul 1 și 4. Aviz favorabil. Înscrieri la discuții dacă sunt. Dacă nu sunt, propun să trecem la vot. Cine este pentru? Adică am fost și în altă șerici. Haideți la vot, vă rog, o cabină foară, așa, chiar domnul. Rezultatul votului, votul valabil exprimate 17 pentru 16 împotrivă 0, abține 0, votul nu e 0. Mergem la proiectul numărul 16, proiect de hotărâre privind aprobarea modificării strategiei energetice a municipiului Negru de Sâmbacu pentru perioada 2016-2022.
prin strategia energetică a municipiului Ionesc se urmărește creșterea securității energetice prin economisirea resurselor reutilizabile și înlocuirea graduală acestora în timp. Pe baza conceptului dezvoltării durabile, în acest sens, datorită limitării resurselor energetice tradiționale pentru viitor și necesitatea orientării de surse regenerabile de energie, municipiul Ionesc, prin creșterea resurselor ce îi revine, elaborat strategia energetică a municipiului pentru perioada 2016-2022. Drept pentru care se propune aprobarea modificării valorii din cadrul capitolului 6.3 a strategiei energetice a municipiului Ionesc Bacău pentru perioada 2016-2022 din 3% în 20% conform recomandărilor primite din partea Uniunii Europene. Față de cele prezentate, vă rugăm să analizați și să aprobați proiectul și forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Avizul comisiei numărul 1. Favorabil. Discuții dacă sunt. Trecem la vot. Cine este pentru? Abține. Împotrivă. Proiectul a trecut. Proiectul 17. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 100 din 25 octombrie 2012 privind aprobarea regulamentului privind regimul finanțelor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Ionești adoptate pentru activități non-profit de interes local, modificările și completările ulterioare. Începând cu anul 2013, intrat în vigoare regulamentul privind regimul finanțelor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Ionești alocate pentru activități non-profit de interes public local. Aprobat în hotărârea Consiliului Local Ionești numărul 100 din 25 octombrie 2012. Formarea consultării cu reprezentanții unor organizațiilor locale se identifică necesitatea modificării și completării regulamentului privind regimul finanțelor nerambursabile din fondul bugetului local al municipiului Ionești alocate pentru activitățile non-profit de interes local, potrivit proiectului de hotărâre prezentat. Asta ce le-a arătat, te urmă să ne eliberați să aprobați proiectul de hotărâre prezentat. Raportul specializat a fost prezentat. Aviziile comisiilor numărul 1. Favorabil. 3. Favorabil. Și 4. Favorabil. Înscriere la discuții, dacă sunt. Dacă nu sunt, am să spun eu câteva lucruri despre acest proiect. A fost necesar pentru că există deja o pauză de câțiva ani de zile de când nu s-a mai făcut finanțări pe legea 350 și în 2016, când au fost încercări, în 2016 și 2017, dacă nu greșesc, au fost niște încercări de acordare de finanțări, însă am primit atunci și din partea comisiei care s-a ocupat de selecție un feedback în sensul în care în regulament, așa cum exista el la acel moment, existau niște blocaje, niște articole peste care ONG-urile nu puteau să treacă astfel încât să fie în legalitate cu dotările la depunere. Am colectat aceste propuneri din partea colegilor din aparatul de specialitate și îi mulțumesc domnului director Chiriac pentru sprijinul acordat în întocmirea proiectului, astfel încât sperăm de aici încolo să putem să intrăm în normalitate cu aceste alocări de fonduri pentru activitățile non-profit. Este însă o chestiune pe care trebuie să o remarc legată de principiul de anualitate al proiectelor. Ele pot începe doar după aprobarea bugetului local, lucru care se întâmplă destul de târziu, în primăvară, chiar uneori în a doua jumătate a primăverii. Și toată procedura până la efectiv implementarea proiectului durează aproximativ 70 de zile, cu publicări în monitor oficial și așa mai departe. Astfel încât perioadele de implementare, în cel mai fericit caz, sunt undeva la 4-5 luni de zile, ceea ce nu va fi cazul la anul acesta. Este cumva un dezavantaj. Sunt niște legi, niște limite impuse de legislația națională, peste care noi nu am putut să trecem. Există consultări publice la nivel național în care 94% din ONG-urile care au participat la aceste consultări au ridicat ca principală problemă acest principiu de anualitate și de imposibilitatea desfășurării proiectelor pe mai mulți ani de zile. Noi vom desfășura așa, facem cadrul legal, așa cum putem și cum ne permite legislația națională. Atunci când vor apărea modificări la nivel național, cu siguranță ne vom adapta și noi astfel încât să devină mai flexibil programul de finanțare. Propun să trecem la vot. Cine este pentru? Amendament. Da, am venit și cu un amendament. Da, apar la inițiator, apar eu, deși de proiect s-a apucat domnul Cristi, a fost o eroare
o scăpare, ar trebui să apară domnul Cristea și la inițiator, de asta a făcut și în dânsul precizările, pentru că s-a ocupat de proiect. Ne-am gândit că el s-a ocupat de proiect, așa că... Da, a fost o eroare, a fost scăpare din partea domnului secretar și a sunt noastră. Sunt chestii de formă, n-au importanță reală. Am să dau citire amendamentului pe care să-l votăm și abia apoi să trecem la votul pentru proiect. Propun modificarea articolului 21 din anexă, care va avea următorul cuprins. Documentația de solicitare a finanțării se va depune la Registratura Primăriei Municipiului Onești, situată în Brăvar Bătuș 17 aparte, într-un exemplar în copie, semnată în original pe fiecare pagină sau în format electronic, cu adresa oficială a primăriei, cu semnătură electronică a solicitantului finanțării. Aici am făcut o corectură în sensul în care ONG-urile nu mai au obligația să depună toată documentația în original. Și articolul 33 din anex va avea următorul cuprins. Comisia de evaluare și selecționare va fi formată din 5 persoane numită prin HCL, astfel, un reprezentant al societății civile, un reprezentant al Consiliului Local și 3 reprezentanți din aparatul specialitate al primarului. Vom vedea că vom avea un proiect astăzi 19 care trebuie să fie corelat cu articolul 33 din anex. Propun să votăm amendamentul, dacă nu sunt discuții pe tema lui. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Amendamentul a fost adoptat și acum să votăm proiectul cu amendamentul adoptat. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Proiectul a trecut. Lăsăm proiectul 18 la final. Proiectul numărul 19, proiect de hotărâre privind reactualizarea Comisiei pentru evaluarea și selecționarea programelor și proiectelor în vederea acordării finanțelor reambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Onești, alocate pentru activități non-profit de interes local. Pentru că sunt inițiator, am să vă expun motivele pentru care a fost inițiat acest proiect. Exista o comisie stabilită pe încă din 2012, care nu a suferit nici modificări de-a lungul timpului, însă mai mulți membri din această comisie, din diferite motive, și-au arătat intenția de a nu mai fi parte din comisie, motiv pentru care am actualizat comisia și am reconstituit-o. Raportul de specialitate a fost prezentat. Comisia 1 și 4. Discuții dacă sunt. Da. Vă rog, domnul Bujor. Componența actuală comisiei, asta de aici care... Da, din proiectul de hotărâre. Dar se prevede să fie și un reprezentant la Consiliul Local, nu dacă este în comisie. Da, eu vă spun cum am gândit-o eu și mai departe, dacă sunt propuneri de modificare, le putem dezbate fără nicio problemă. Majoritatea proiectelor vin din zone care țin de Direcția Cultură, de Direcția de Asistență Socială. Am mai gândit că trebuie să fie cineva de la economie, pentru că de acolo se va face alocarea de bani. Secretariatul să fie asigurat de juridic, să fie o persoană din societatea civilă care să asigure, știu eu, să garanteze cumva o corectitudine în procesul de selecție. Și din partea Consiliului Local, de fapt, este persoana de la asistență socială. Nu face asistența socială, nefiind parte din aparatul administrativ al primarului, este în subordinea Consiliului Local. Dacă doriți să fie o altă persoană, poate chiar un consilier local, nu am nicio problemă. Să specificăm cu reprezentanta consiliului local și nu am văzut că nu există nicio. Propun să trecem la vot. Este vot secret. Buletinele sunt pregătite. Haideți, vă rog să le votăm. Thank you.
Proiectul a fost aprobat cu 17 voturi exprimate, din care 16 pentru și 1 împotrivă. Proiectul numărul 20, proiect de hotărâre privind aprobarea susținerii cheltuielilor de înmormântare în sumă de până la 1000 de lei pentru domnul Moroian Ion din municipiul Onești, fără locuință. Prin adjudicarea numărul 4023 din 13.7.2021, pe mine pentru persoane vârstnice, de strada 8 martie, ne-a adjudicat la bunăstință decesul fiindului Moroian Ion din municipiul Onești, județul Bacău, fără locuință și fără susținător, ce a fost internat ca urmare a prevederilor hotărârii Consiliului Local numărul 139 din 14.6.2021. Conform anchetei speciale însoțite ca urmare a internării acestui, această unitate nu este căsătorit, nu are copii, nu realizează venituri, nu deține locuință, nu se află în deținerea unei persoane obligate la aceasta și nu are aparținător legal. Având în vedere cele expuse, propunem aprobarea susținerii cheltuielilor de înmormântare în sumă de 1000 de lei, până la 1000 de lei, pentru domnul Moroian Ion din municipiul Onești. Cu precizarea că înmormântarea acestuia se va ocupa Direcția Generală de Asistență Onești. La zicerea arătată, urmează să deliberați, să aprobați proiectul în prezentat. Raportul special care a fost prezentat, avizele comisiilor 1, favorabil. 2, favorabil. Și 4, favorabil. Și 3. Și trei. Favorabil și de la trei. Dacă sunt discuții, dacă nu, propun să trecem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Proiectul a fost adoptat și proiectul numărul 18 diverse. Dacă sunt înscris la cuvânt, înscris lista, domnul Dujor, doamna Pașcă, da? Domnul Pașcă. Și mai departe? Domnul Agapi. Și domnul Roșa, da? Închidem lista, dau cuvântul domnului Dumnezeu. Mulțumesc. Cred că o mică problemă în ceea ce este calea Brașovului, pe Sfântul Petru și Pacă, când a avut loc acea lucră de nori sau cam așa ceva,
s-a inundat mai multe locuințe, inclusiv căruța celor 8 căsuțe care sunt acolo și de acolo până în gază metan. Știu că e neclară situația drumului național. E direcția primăriei până la plancarta care scrie că se termină orașul municipiul Onești, dar de acolo încă un kilometru, nu știu de cine aparține, că DPP-ul când vine să taie bulienele și, eu știu, șanturile, numai până acolo, iar de acolo încolo nu mai execută lucrări, nefiind drumul primăriei. Vom fi supuși mereu inundațiilor, sunt chiar cu un cauză, mi-a inundat și centrala, și Cotea, și Deciu, și chiar a intrat și în Libic. Iar șanțul care vine dinspre Brașov, pe partea dreaptă, undeva pe teritoriul municipiului Onești, există un bazin corector și de acolo ar trebui să deverseze către râul Oitus, este înfundat pe partea altă și nu poate să treacă apa spre râul Oitus, de-aia a ieșit peste șosea. Poate găsim o soluție să putem să rezolvăm această problemă. Pe de altă parte, mulțumesc salariaților DPP care au venit cu o pompă, cu de a scos apa din curte și din garaj și din beci, dar cred că ar fi necesar să se plimbe un utilaj nou, avea un compresor micuț, probabil că dacă era un alt compresor de o capacitate mai mare, făcea apa în jumătate de oră, așa s-au chiunit cu 2 ore. Poate ar fi bine să achiziționăm un compresor, poate vor mai fi situații din astea, nu neapărat acolo, ci în altă parte. Într-adevăr, ne-a rezolvit problema asta. Domnul Alexandru, de la situația de urgență, puteți să-mi primească raportul. Am discutat pentru achiziția nu unul, ci două bombe, una de volum foarte mare și una medie. Știm problema și o vom rezolva. Mulțumesc. Dar poate și cu șanțul face ceva. Cu șanțul e destul de complicat, dar nu-i numai acolo, există și calea Ciudului și zona Bacului. Și calea Bacăului și în dreptul fabricii Barlinec, avem probleme de felul ăsta. Cred eu că am rezolvat cumva, cel puțin parțial, nu știu dacă așteptăm prima ploaie puternică, deși bine ar fi să nu vină prea repede. Să vedem ce s-a întâmplat, am curățat din gaierile din oraș, ne-au ajutat cei de la Raja cu pompă, cei de la DPP au curățat gaierile la suprafață, Raja ne-a ajutat cu ghitanja și am spălat canal pluvial de o parte dintre gardierile, scurgerile pluviale din oraș. Sperăm să fie mai bine un pic la ploaia următoare. Referitor la calea ajutului, este foarte, foarte complicat. Încă nu întrebăt nicio soluție cum se poate rezolva. Ar trebui să intrăm în teren privat pentru a da drumul la apele care vin atunci când vin torenți de pe dealurile de la Bărzești. Nu știu, sperăm să găsim o soluție, dar încă nu am identificat-o. Mulțumesc. Doamna Pașcu, vă rog. Lăsați-mă la final. Cu îngăduința dumneavoastră. Și domnul Agapi. Veți avantajul de a fi rămâși. E greu să... Eu am pronunțat așa mereu în situație dintre astea de a fi greu de refuzat. Nu cred că cer prea mult. Vă rog, domnul Agapi. Da. Bănesc că în urma declanșării procedurii de selecție a unui membru, ceea Consiliul DPP, s-au depus până la ora actuală unul de Sibiuri. Nu. Au mai fost organizat odată, nu s-a prezentat nimeni. Da. Încă nu. Dar și chiar tot propun dacă se depun totuși Sibiuri, să ne uităm și nefere, să le primim și noi. Sau măcar să, merg, să putem merge acolo, să nu... Nu știm dacă este... Păi doar comisia de selecție poate să analizeze. Nu, ca informație. Nu, ca informație. Deci nu să analizeze. Doar să văd, mă, și câte CV-uri. Suntem mai nu pot fi pus la dispoziție informațiile din dosarele respective. Doar o listă cu persoane care s-au înscris sau stau, cred. Cert este că s-a mai spus o dată la concurs și nu s-a prezentat nimic. Oricum, aceste variante se vor face în agă. Și eu vă zic că vor face și în agă. Așa că vă veți avea la noi materiale necesare. Ok, mulțumesc că ești de făcut. Ok. Lista e... Asta e închisă. Îi dau eu din... Lasă-ți. Domnul ăștia și...
vrea să-mi permite să-mi întrebe doamnă directora Angel dacă mai avem ceva vești apropo de racordarea cartierului Slobozia la rețeaua de gaze. Da, am discutat din nou telefonic cu cei de la Delta pe Zun Măreș, mi-au confirmat faptul că au găsit soluția tehnică, așa cum au promis. Acum se analizează soluția tehnică din punct de vedere tehnico-economic, adică îmi stabilește valoarea care ar fi pe această investiție. Mi-au promis că sunt pe linie dreaptă și îmi dă aviz. Acolo să vedem care este valoarea acestea lucrărilor și ce înseamnă că bugetul local în această documentație și lucrarea care trebuie să fie efectuate. Au găsit soluția tehnică, ceea ce este foarte important, că de la soluția tehnică mergem pe valoare și stabilim. Mulțumesc mult, salut! Cel mai important este că noi avem bani stabili pentru acest proiect. Cum putem da? Da, așa, vă rog. Ia, domnul așa. Vă rog, ala cuvânt. Eu, că mi-e teamă că nu-i mai dat apoi și eu vreau să anunț că sâmbătă și duminică vom avea două zile frumoase la Onești. Deja pe Facebook circulă informația și văd că oneștenii sunt încântați. Și am intervenit pentru că vreau să invit pe toți oneștenii care au copii să fie prezenți în parc, pentru că activitățile care se vor desfășura vor fi extrem de frumoase. Și am să spun și programul. Activitățile se vor desfășura sâmbătă de la ora 10.30 la ora 14.30. Sâmbătă se va desfășura acțiunea Pașaport pentru sport. Scuze, era închis microfonul. Da. Deci sâmbătă de la ora 10.30 la 14.30. Copiii se vor putea înscrie în parc, nu se înscriu anterior pentru a participa la probele care se vor desfășura. Duminică, iarăși de la ora 10.30 la 14.30 vom desfășura activități. Dimineața de la ora 10.30 până la 12 vor fi activități cu copiii de vârste un piculeț mai mici, activități sportive. Iar de la ora 12 se va organiza ștafeta. Iar la ștafetă mi s-ar părea foarte frumos să fim prezenți și noi, consilierii locali, în număr cât mai mare, împreună cu copiii, împreună cu părinții noștri, pentru că este o activitate care se va desfășura, o activitate de desfășurare a sportului în familie, adică copiii cu părinți, cu bunici. Este foarte, foarte frumos și cred că este un exemplu pe care ar trebui să-l dăm celor din jurul nostru. Noi vrem să încurajăm sportul și este foarte important să fim acolo prezenți. De asemenea, sâmbătă seara asta nu face parte din proiectul pe care Fundația Nadia Comăneci îl va desfășura la Onești. La ora 21.30 va fi o surpriză, va fi un eveniment surpriză în parcul municipal. Și cred că ar fi foarte frumos să fim și atunci prezenți. Nu s-a mai întâmplat niciodată la Unești așa ceva, nu o să spun despre ce e vorba, dar va fi ceva foarte frumos. Adică sâmbătă și duminică, pentru cei care nu au program și nu au concediile planificate, e foarte, foarte important să fim în parc, în pantalon scurți, în Adidas și în tricouri. Să facem sport. Din ce, doamne? Să o sărbătorim pe Nadia Comăneci prin sport. Vă mulțumim. Aș face o excepție cu permisiunea dumneavoastră de la regula listei de înscrieri la cuvânt. Mi-aduc aminte că la ședința trecută pe care am prezidat-o, domnul Cimpoiu s-a înscris la cuvânt, nu l-am auzit și am închis ședința. Dacă nu-i dau cuvântul și astăzi, cu siguranță, să dau motive să se supere pe mine, vă rog, domnul Cimpoiu. Nu lăsați. Da. Da. Da, vreau să fac un apel la cetățenii din cartierul Anulberi. În proședința anterioară am spus că conducerea Raja ne-a promis că ne acordă sprijinul pentru a introduce canalizare și în cartierul Anulberi, chiar dacă nu este prinsă pe cel proiect european. Și apelul este că zilele viitoare, colegi din cadrul primăriei vor merge să întocmească o listă cu cei cu doritorii care vor să branșeze la sistemul de canalizare.
Este foarte important să o fac acum, pentru că în perioadă, după ce vom introduce canalizarea, ne-am propus să asfaltăm tot cartierul. Vom face și proiectare, nu putem asfalta, pentru că nu existând la momentul de față drum asfaltat, nu putem să-l facem pe reparații sau întreținere, trebuie să facem proiectare și după ce asfaltăm ar fi ciudat să ne apucăm să găurim, să tragem din nou canalizări, adică cumva probabil îi vom obliga să-și facă subtraversări acolo unde nu s-au făcut, nu se fac acum canalizările. Sau ideal ar fi acum să se branșeze la canalizare. De asta, dacă cunoașteți în cartierul Anul Gării, explicați de importanța branșării la canalizare în acest moment. Mulțumesc! Vă mulțumim pentru prezență. Am rugămintea către consilierul local, către colegii consilieri local, să mai rămânem 5 minute după ce se retrage Teresa. Și celelalte. Rămâne doar doamna director Inedia Angel și domnul secretar. Este la ședința închisă, o zi bună, vă dorim.